cetățean de onoare al satului Băjești, cetățean de onoare al municipiului Câmpulung, fiu al Argeșului și Mușcelului pentru merite deosebite în promovarea culturii plastice din zona Mușcelului, Nelu Constantin este o figură emblematică a culturii mușcelene. Președinte al Cenacului de Arte Plastice, Ide Negulici, acesta a avut o contribuție esențială în ceea ce privește continuitatea Cenacului, dar și meritul de a consolida relațiile dintre membrii acestuia. Nelu Constantin a militat întotdeauna pentru promovarea culturii plastice mușcelene, dorindu-și de an bun un spațiu adecvat pentru desfășurarea activității genacului, lucru care nu a fost obținut nici până astăzi. Prin activitatea pe care a desfășurat Onelu Constantin poate fi un model pentru tinerele generației și cu siguranță va rămâne un reper în lumea artistică mușceleană. Cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu pot face acest lucru până marți 20 decembrie, când va fi organizată slujba de înmormântare în satul natal Băjești, Comuna Bălilești. Dumnezeu să-l odihnească!